Bună ziua, domnule Dragoș Tudorache. Mulțumesc că ați acceptat acest interviu. Primul subiect e legat de vizita în Franța a premierului Cioloș împreună cu dumneavoastră și alți câțiva miniștri. Pe agenda, publică, am văzut că vor fi discuții legate de accesul în spațiul Schengen. Aveți semnale legate de o eventuală schimbare de poziție a Franței? Da, cred că nu se pune problema acum de o schimbare de poziție a Franței, așa cum nu s-a pus problema de o schimbare de poziție nici la Berlin atunci când am fost acum 2 săptămâni. Și când s-a discutat, între altele, și problematica Schengen. Ce cred că trebuie înțeles pe acest subiect este că tema a devenit de foarte mult timp o temă politică, care nu mai are nimic de a face cu criteriile tehnice, cu modul în care România sau Bulgaria și-au îndeplinit obligațiile tehnice, operaționale de securizare a frontierelor. Și tocmai pentru că a devenit o problemă politică, ea trebuie rezolvată prin mecanisme politice. E deja, cred că, foarte bine știut că de câțiva ani problema a fost ridicată de câteva ori, la nivelul Consiliului Sectorial JAI, fie de câteva ori s-a discutat chiar și în cadrul Consiliului European. Ceea ce noi încercăm acum să facem, prin discuțiile pe care le-am avut la Berlin și discuția pe care o avem și la Paris, este să înțelegem foarte bine care sunt rațiunile de moment sau care este acum poziția celor două capitale. Fiind bine știut că în triunghiul Berlin-Paris-Haga a stat până acum de cele mai multe ori decizia privind accesul nostru în Tratatul Schengen. Ceea ce din nou e important de știut ca pentru a înțelege obiectivul nostru ca guvern la acest moment, este că până acum, de multe ori, tema era pusă pe agenda de lucru a unui Consiliu fără să se fi discutat sau fără să fi existat o certitudine la nivel politic că era momentul oportun în care acea temă să fie pusă pe agenda. Este o abordare care nu ajută de obicei pe nimeni, nici pe noi, România și Bulgaria, cei care așteptăm sau avem un orizont de așteptare pe o decizie în acest sens, dar nici pentru statele membre care nu vor să se ajungă la asemenea discuție fără să fi fost reglată la nivel politic această decizie. Deci ceea ce noi acum încercăm să facem este pur și simplu să înțelegem stadiul în care subiectul se află pe agenda Franței, să aducem argumente, dacă mai e necesar să mai aducem argumente, dar să înțelegem din această discuție cum trebuie noi să ne poziționăm în timpul mandatului nostru pe acest subiect. În paralel cu discuția despre Schengen, România s-a remarcat alături de alte câteva state din estul Europei în problema refugiaților, unde a adoptat o politică sau o conduită contrară a ceea ce au cerut sau au chiar au făcut Germania, Franța. Cât de mult încurcă în discuțiile, în negocierile pentru Schengen această poziție a României pe chestiunea refugiaților? Ați spus conduită contrară și aici aș îndrăzni să am o altă poziție, pentru că prin natura sarcinilor pe care le aveam la Bruxelles înainte de a veni la București, eram chiar în mijlocul acestei crize, la cel mai înalt nivel instituțional în Comisia Europeană, deci înțelegeam și eram foarte aproape de toate mecanismele de decizie înainte de noiembrie, când am plecat. România nu a avut o conduită contrară. România, alături de alte state membre din centrul și estul Europei, au avut o altă poziție atunci când s-a votat în septembrie o decizie sectorială, punctuală, pe decizia de relocare internă. Din rațiuni și motive care au fost, cred, foarte bine expuse în mediul public în România, deci nu are rost să le mai comentez, dar conduita României și înainte și după acea decizie a fost conformă 100% cu obligațiile care reveneau atât prin prisma acelei decizii luate în septembrie, cât și prin prisma mai largă a tratatelor europene. Cred că ceea ce a arătat România chiar și de la acea decizie din septembrie este că a jucat jocul european la maxim, a făcut tot ce trebuia să facă un stat membru pentru a se pregăti de preluarea cotelor care reveneau în urma deciziei din septembrie, chiar dacă votase împotriva acelei decizii. Deci eu aș spune că România a avut o conduită legală,
aș spune, chiar exemplară în ceea ce privește modul în care a înțeles să-și asume obligațiile care reveneau dintr-o decizie în care, după cum spuneam, alesese să aibă o poziție diferită la momentul votului. Deci asta este important de subliniat de la început. În ceea ce privește impactul pe care poziția luată de România și viziunea politică a României pe problema refugiaților oare în discuțiile pe Schengen, în mod evident că cele două subiecte sunt legate. E clar, s-a discutat foarte mult că soluțiile pe care foarte multe state membre, inclusiv România, le așteptau pe problematica refugiaților, era legată și de modul în care Uniunea Europeană își protejează frontierele, ori statutul de membru în Schengen dă și aici o altă statură și un alt set de obligații, dar și de beneficii în ceea ce privește modul integrat de gestiune a frontierei. Ceea ce e important este, cred eu, modul în care noi acum alegem ca stat să ne raportăm la problematica și la criza migratoare, este ceea ce noi am început deja să facem în discuția de la Berlin cu doamna Merkel, este ceea ce vom face și la Paris mâine. Și anume? Prezentându-ne ca un partener care poate participa cu idei, în mod constructiv, la găsirea unor soluții. Suntem într-o situație acum, la nivelul Uniunii Europene, unde de deciziile și de modul în care gestionăm această criză va depinde într-o mare măsură, și nu sunt cuvinte mici, va depinde într-o mare măsură viitorul Uniunii Europene, la nivel instituțional. Cred eu că este interesul tuturor statelor membre, indiferent de ceea ce pot gândi ideologic, politic, punctual pe anumite aspecte ale politicii migratoare la nivelul Uniunii la acest moment, este o obligație a fiecărui stat membru, zic eu, să participe cât mai activ și cât mai constructiv în găsirea unor soluții. Pentru că aceste soluții interesează pe toată lumea. Este ceea ce vrem noi să facem, este un nou mod pe care premierul deja l-a anunțat în câteva rânduri, în care noi înțelegem să participăm la agenda europeană, nu doar static, nu pasiv, nu fixându-ne într-o poziție și apoi așteptând ca decizia să fie luată fie pe poziția pe care noi am anticipat-o, fie pe alta, și apoi să asistăm ca spectatori la efectele acelei decizii, ci să participăm activ la pregătirea acelei decizii. Pentru că așa funcționează, de fapt, mașinăria europeană. Și noi vrem să ne conectăm la această mașinărie cu idei cât de mult putem. De aceea noi am propus, atât la Berlin și intenționăm să facem și la Paris, să ne conectăm la nivel informal la aceste dezbateri interne care au loc și care pregătesc marile decizii. Anticipăm că la Consiliul European din februarie tematica migrației să fie din nou foarte proeminentă pe agendă. Și știm de asemenea că în luna martie Comisia Europeană va veni cu un nou pachet de măsuri pe migrație. Și noi intenționăm, prin aceste discuții pe care le avem atât la Berlin cât și la Paris, să anticipăm cât putem, să înțelegem cât putem viziunile care se rafinează acum la nivelul marilor cancelarii europene în pregătirea Consiliului European din februarie și în anticiparea pachetului. Mai concret, dacă ne puteți spune una sau două soluții pe care le va propune România, fie în Consiliul European de primăvară, fie în discuțiile dintre statele membre și executivul european. Aceste idei încă se formulează la acest moment. Deci ceea ce noi am început să facem deja de la începutul acestei luni, cum spuneam, în anticiparea vizitei la Berlin, este să adunăm actorii cei mai importanți, ministerele de resort, în jurul unei mese și să vedem dacă putem oferi astfel de idei, dacă putem, prin prisma cunoștințelor pe care le avem, nu doar la nivel teoretic, dar și prin experiența pe care o avem pe politica de returnare, de exemplu, unde România stă foarte bine în raport cu alte state membre, deci cu ce soluții și cu ce elemente practice putem să venim în această dezbatere pentru a ajuta, cum spuneam, pregătirea acestor decizii. E prematur să vă dau acum niște idei precise, pentru că ele sunt încă în formare. Important în acest gen de demersuri este semnalul pe care vrei să-l dai, semnalul de a fi pregătit să participi, cum spuneam, în mod activ și nu doar static în modul de luare deciziilor. Ultima întrebare legată de vizita în Franța. În afară de aceste discuții pe Schengen, pe problema refugiaților, scontați și alte rezultate ale vizitei în plan economic, poate?
Există și o componentă economică. Domnul vicepremier Borc ne însoțește și el în această vizită, tocmai pentru că intenționează și el să aibă un prim contact cu autoritățile franceze pentru a identifica oportunități de schimburi, oportunități de cooperare cu Franța în materie economică. Există un parteneriat cu Franța pe care acum am vrea să-l revedem la nivel strategic. E posibil chiar să semnăm o nouă declarație prin care să reînnoim acest parteneriat și în care să indicăm și temele mari pe care înțelegem să adâncim cooperarea între Franța și România. Deci o livrabilă precisă ar fi chiar semnarea acestui parteneriat, dacă vom reuși deja până mâine să ne punem de acord pe text. Dacă nu, oricum, el poate fi pregătit în urmarea acestei vizite. Deci e clar că avem anumite așteptări pe partea economică, în primul contact pe care domnul Borc va avea. Dar vizita trebuie înțeleasă, în primul rând, ca un prim contact la cel mai înalt nivel între cele două guverne. Și la fel e important de spus că e o vizită care vine la invitația expresă a Franței, așa cum și vizita la Berlin a fost la invitația expresă a doamnei Merkel, pentru că a existat din partea celor două cancelarii o dorință reală de a avea o primă discuție prin care să se înțeleagă mandatul acestui guvern, prioritățile acestui guvern pe acest an, ceea ce înseamnă că o primă parte a discuției se va fixa și pe ceea ce noi ne dorim să facem acest an în România, pentru că România începe să atragă din ce în ce mai mult interes în Europa prin elementele de stabilitate pe care le aduce, prin creștere economică, în raport cu ceea ce se întâmplă în restul Uniunii. Și cred că acest interes e un aspect foarte pozitiv pentru România. Trecem acum la o altă temă de actualitate, alegerile locale. PNL a cerut ieri guvernului să promoveze o ordonanță de urgență pentru alegeri în două tururi. Deși același PNL votase în Parlament pentru alegeri într-un tur, premierul a spus astăzi că nu se poate, că ar fi un comportament nedemocratic. Care va fi până la urmă decizia guvernului? Este un nu? Până la urmă nu va adopta această ordonanță? Poziția guvernului cred că a fost deja în mod explicit prezentată de către primul ministru. Din punctul nostru de vedere, acesta este o chestiune pur politică. Dincolo de a fi o chestiune juridică, am văzut că există dezbateri, se poate face prin ordonanță de urgență, nu se poate, ar fi constituțional, nu ar fi. Dar cred că dincolo de această dezbatere juridică, în primul rând, este o chestiune politică. O chestiune politică pe care nu o poate rezolva guvernul, un guvern care este și independent din punct de vedere politic, pentru că e o decizie de oportunitate politică pe care doar Parlamentul o poate lua printr-o majoritate asumată. Guvernul va urma la nivel tehnic și va căuta o soluție legislativă dacă ar exista o majoritate parlamentară asumată care să facă în mod expres un demers către guvern pentru a identifica o astfel de soluție juridică. Dar cred eu că a ne fixa acum într-o dezbatere juridică, se poate sau nu se poate, fără a fi reglat întâi chestiunea politică, nu are sens. Dumneavoastră sunteți jurist de formație. Credeți că o astfel de ordonanță de urgență ar pica la Curtea Constituțională dacă ar fi atacată? Tocmai pentru că sunt jurist, am învățat că nu e bine să speculez pe astfel de motivații, mai ales pentru că e o problemă de constituționalitate. Cum spun, noi ca guvern suntem pregătiți să analizăm toate variantele juridice în momentul în care, din punct de vedere politic, se face, cum am spus, un demers formal din partea Parlamentului pentru a găsi o astfel de soluție legislativă. Deci suntem pregătiți să analizăm toate variantele juridice cu elementele de risc care pot exista sau nu. Dar poziția noastră este că întâi vrem să vedem ce intenționează la nivel politic să facă Parlamentul și apoi ne vom face analiza juridică. Vă pregătiți de organizarea alegerilor locale, una din mizele până la urmă ale acestui guvern. Chiar când vor fi alegerile locale? Care e data? Nu sunt decât două posibilități din punct de vedere strict legal, fie 5, fie 12 iunie.
Acum suntem în proces de a ne fixa pe una din aceste date. Sunt și consultări cu forțele politice în acest sens. Din punct de vedere al pregătirii, totul este în calendar. Chiar a avut loc o întâlnire la nivel de miniștri săptămâna trecută cu Autoritatea Electorală Permanentă. O întâlnire care, zic eu, a arătat stadiul bun în care ne aflăm. Un element de noutate și foarte important, care cred că ar trebui să intereseze pe toată lumea, este faptul că în acest an vom ajunge în sfârșit în situația în care vom avea un proces informatizat. Deci toate riscurile de vot multiplu, toate vulnerabilitățile pe credibilitatea legilor pe care le aveam până acum, venind în această zonă, vor fi eliminate prin folosirea unui sistem informatizat, care practic va elimina 100% posibilitatea de vot multiplu sau vot a unor persoane care nu figurează în registrul electoral sau cu în evidența populației. Cu toate acestea a apărut de curând o mărturisire importantă pe scena publică. E vorba de Miron Mitrea, fostul lider PSD, care a scris într-o carte citată de Evenimentul Zilei, a descris una din metodele de fraudare cele mai răspândite în ultimii 25 de ani, și anume furtul voturilor pentru candidatul care nu are un reprezentant într-o secție. Și despre care și noi, presa, aveam informații că se întâmplă, dar iată, când vine de la un lider politic care s-a ocupat de organizare de alegeri, e o confirmare importantă. Luați în calcul măsuri pentru împiedicarea acestui tip de fraudă, eventual pentru ca toți candidații să fie reprezentați în secții sau alt tip de măsură? Nu am citit cartea domnului Mitrea și nici nu ar vrea să speculez pe marginea unor fragmente extrase din acea carte. Și de aceea nici nu înțeleg exact la ce tip de fraudă se referă domnul Mitrea. E vorba de acele birouri în care un candidat nu are reprezentant, fie pentru că e prea mic, nu are putere să atragă reprezentanți în toate secțiile de vot și așa mai departe, și când se numără la sfârșitul zilei de vot. Reprezentant în ce? Reprezentant în secția de votare, cei care numără voturile, și atunci voturile lui sunt pur și simplu trecute, împărțite între celelalte partide reprezentate în secția de vot, prin acord tacit. Și noi, ca presă, am scris deseori că există această practică. E foarte greu de demonstrat, pentru că ea presupune tocmai un acord între toți reprezentanții partidelor aflați în secția respectivă unde s-a întâmplat. Asta presupune și o complicitate a președintelui de secție. Absolut. Care e acolo tocmai pentru a veghea la legalitatea procesului electoral. Deci dacă se întâmplă, sau dacă s-a întâmplat, din nou, nu vreau să speculez pe ceea ce a apărut în cartea domnului Mitrea, deci dacă s-a întâmplat, asta înseamnă că cineva care trebuia să-și exercite atribuțiile legale acolo nu și le-a exercitat. Și din nou vorbim despre o complicitate. Cred că soluțiile nu trebuie căutate nici în plan legislativ, nici în plan normativ, pentru că nu lipsa unei legislații a dus la acea fraudă sau nici lipsa unui cadru normativ, sigur, sau logistic, ci pur și simplu comportamentul asumat împotriva legii a președintului de secție. Deci cred eu că dacă e să căutăm soluția acum, este în modul în care președinții secțiilor de vot vor fi desemnați, modul în care ei vor fi pregătiți pentru procesul electoral. Dar, din nou, eu tind să cred că prin măsurile pe care noi le luăm și prin aceste noutăți care vor apărea în procesul electoral, ar trebui să minimalizeze aceste posibile fraude cât mai mult. Bineînțeles că elementul uman nu poate fi scos din ecuație niciodată, și tocmai de aceea zic eu că acolo trebuie lucrat în perioada următoare cel mai mult. Trecem acum la activitatea de zi cu zi la Cancelaria Premierului. Înainte de a vorbi despre reformele în administrație, trebuie să vorbim puțin despre proiectul pilot de la Secretariatul General al Guvernului, pe care l-ați anunțat în timpul audierilor din Parlament. Ce a rezultat după această radiografie pe care ați făcut-o? Proiectul pilot a fost gândit tocmai ca un demers premergător pachetului mai mare de reformă a administrației pe care intenționăm să-l formăm în acest an.
Și tocmai pentru că acest pachet vrea să atingă câteva teme fundamentale în modul în care statul funcționează, am intenționat să testăm cumva, să vedem dacă întâi la nivel micro, și atunci am zis noi că cel mai bine este să utilizăm chiar centrul guvernului pentru acest proiect și pentru această analiză, putem apoi să tragem anumite învățăminte și să extrapolăm ceea ce învățăm aici la pregătirea pachetului mai mare. Ceea ce am descoperit aici au fost și surprize plăcute și surprize mai puțin plăcute. Surprize plăcute în sensul că am găsit echipe de oameni motivați, echipe de oameni pregătiți și care lucrau deja cu niște concepte foarte moderne. Lucrau în sensul că le pregătiseră pe proiecte importante cu Banca Mondială, din finanțări europene, dar care nu fusese niciodată puse în practică. Implementarea, ca întotdeauna, e o problemă. Ceea ce am făcut ca un prim pas când am venit a fost să alegem din acele proiecte și să le implementăm deja. Vă dau doar câteva exemple. Unul din reproșurile mari aduse în mare parte chiar și de societate, de reprezentanții media în anii care au trecut, a fost previzibilitatea deciziei guvernamentale. Posibilitatea de a anticipa ceea ce guvernul, administrația face. Un instrument cu care lucrează orice administrație, indiferent că este o administrație multinațională sau o administrație națională, este acela de a prevedea măsurile sau planul legislativ cu un an înainte. Un lucru care la nivel de instrument pilot fusese dezvoltat, dar care din nou nu fusese pus în practică niciodată. Este ceea ce noi am preluat și acum punem în practică. Deci undeva la finalul acestei luni, de exemplu, va exista ceea ce se cheamă planul anual de lucru al guvernului, care va arăta tot ce vrea acest guvern să facă într-un an. Cu ce ajută? Poate mă întrebați un astfel de plan. Va ajuta odată la nivel de transparență, deci cine vrea să vadă cu ce se va ocupa acest guvern într-un an, va deschide acel program și va vedea linie cu linie pe toate domeniile de activitate ce urmează să se întâmple în acest an. Doi, ajută ministerele, ajută agențiile să își pregătească ele însele mult mai bine și să elimine acest element de aleatoriu care apărea de multe ori în modul în care erau propuse diverse decizii, diverse măsuri, de diverse proiecte legislative și să-și pregătească ele însele mai bine pașii legali, care de multe ori din nou erau compresați tocmai pentru că nu mai exista timpul necesar din lipsă de planificare pentru a fi făcute lucrurile așa cum trebuie. O astfel de planificare îți permite să faci consultare publică așa cum trebuie, îți permite să-ți faci analiza de impact așa cum trebuie și așa cum pentru a te ajuta să iei o decizie mai bună. Ajută să organizezi niște dezbateri la nivelul echipei guvernamentale de oportunitate pe anumite principii fundamentale într-un proiect legislativ sau altul și apoi să vii după ce ești pregătit, după ce ți-ai făcut toată avizarea, să vii într-adevăr cu acel proiect legislativ, nu ca o surpriză, așa cum de multe ori se întâmpla, ci ca un element asumat, pregătit, pentru care ai studiat impactul, ai făcut o analiză economică, etc. Deci, acesta ar fi unul din proiectele pe care vreți să le implementați. Din alt punct de vedere, ceea ce am început să facem prin această radiografie a Cancelarei și a Secretarului General a fost să vedem fluxurile de informații și felul în care se pregătesc deciziile. Am găsit niște organigrame destul de stufoase, atât la Cancelare cât și la Secretarul General al Guvernului și organigrame în care responsabilitățile nu au foarte clare. Din nou, o tară, aș spune, a administrației românești din totdeauna. Ceea ce am făcut în primă fază la nivel de cancelarie și acum o extind și la nivelul Secretarului General al Guvernului este să clarificăm aceste responsabilități. Deci să simplificăm organigrama în așa fel încât ea să reflecte în mod foarte precis care sunt funcțiile esențiale pe care o structură, o organizație le îndeplinește.
Ce se întâmplă cu... Spuneați că, pe lângă faptul că procedurile și responsabilitățile nu erau bine definite, era și o... e vorba de instituții stufoase. Ce se întâmplă cu oamenii care sunt în plus? Îi mutați în altă parte? Îi disponibilizați? Care e nu soluția? Nu spun neapărat că sunt în plus, ci nu erau foarte bine folosiți. Erau puși anapoda pe locuri. Da. Deci, ceea ce am descoperit eu la nivelul cancelarii este că, de fapt, nu am suficient de mulți oameni pentru a face tot ce am să fac. Deci, suntem destul de strâmtorați la nivel de resursă umană, dar ne descurcăm. Deci, nu a fost cazul să descoper că există sau că în urma reașezării la nivel de, structură vor rămâne oameni în afara acestei structuri, ci pur și simplu reașezând responsabilitățile și reașezând structura de resursă umană să se plieze pe cele responsabilități, obținem o eficiență mai mare în pregătirea actului decizional și în modul în care cancelarea și SGG-ul își îndeplinește atribuțiile. Ceea ce urmează să facem și va deveni foarte vizibil pentru toată lumea în următoarele 2-3 săptămâni maxim, zic eu, este să adunăm acum toate proiectele pe care le-am început deja și analiza pe care am făcut-o în ultimele săptămâni, într-un proiect închegat în care să se vadă foarte clar care sunt cele două organigrame, cum arată cancelarea, cum arată Secretariatul General al Guvernului, care este împărțirea responsabilităților între cele două structuri. În situația în care SGG-ul își va asuma o funcție de suport tehnic pentru pregătirea actului decizional la nivelul guvernului, în timp ce cancelaria își va asuma rolul de coordonator, de integrator la nivel la nivel politic, să spun, de politici publice, practic, și de pregătire a momentului decizional în guvern. De altfel, într-un memorandum adoptat de guvern pe 16 decembrie, devenea foarte clar că structura pe care o conduceți, cancelaria premierului, primește un rol esențial în actul de guvernare, ca un integrator de proiecte ale celorlalte ministere, ca o instituție care urmărește ce se întâmplă în guvern. Ne puteți spune câteva proiecte prioritare pe care le-ați stabilit? Pentru că în același memorandum, cancelariei era atribuit și acest rol de a defini proiecte prioritare pentru guvern. Ne puteți da câteva exemple de astfel de proiecte prioritare? Într-un fel, toate proiectele ministerelor și toate proiectele din programele sectoriale pe care ministerele și le-au adoptat și care au fost anunțate săptămâna trecută, într-un fel sunt măsuri prioritare pentru cancelare și pentru guvern, tocmai pentru că ele sunt măsuri ale guvernului și nu doar măsuri ale ministerelor. Nu știu dacă ați văzut, sunt sigur că probabil ați observat și dumneavoastră, au fost foarte multe comentarii atunci când am lansat programul de guvernare la momentul investiturii. Mulți care au spus că e un program de guvernare foarte scurt, foarte compact și că nu are foarte multe măsuri în el. Și poate aceeași observație se poate face și în ceea ce privește programele ministerelor. Ideea noastră a fost de la bun început să ne axăm pe măsuri pe care le putem îndeplini. Premierul nu a vrut de la bun început să promită lucruri pe care să nu le putem face în acest an. Mai ales că e vorba de un mandat. Foarte scurt. De aceea veți vedea că fiecare minister și-a fixat priorități nu mai multe de 3-4, tocmai pentru că ele devin măsuri pe care fiecare minister și fiecare ministru și le va asuma în mod personal. Ceea ce face ca și noi la nivelul cancelariei să preluăm practic în monitorizare toate aceste proiecte pentru a putea interveni, pentru a putea susține ministerele atunci când întâmpină dificultăți în a urmări sau implementa un anumit proiect. De multe ori se întâmplă, atât când e vorba de un proiect legislativ, cât și când e vorba de un proiect concret, de o măsură de politică publică sau de un proiect concret, cum sunt cele de infrastructură, de exemplu, de multe ori blocajele care apar dintr-o insuficientă cooperare între ministere sau între autorități. Este ceea ce cancelarea vrea să facă, să intervine ca mediator atunci când apar astfel de dificultăți între ministere sau autorități. Deci asta este o funcție foarte importantă pe care cancelarea și-o asumă. Și în același timp este de a ne asigura că aceste măsuri punctuale pe care ministerele și le asumă și pe care le implementează rămân constant în consonanță cu principiile mari ale programului de guvernare.
Dincolo de aceste priorități strategice și planuri de acțiune sectorială asumate de ministere și făcute publice săptămâna trecută, Cancelaria Premierului are propriile ei programe, dincolo de a le urmări și de a le ajuta pe cele ale ministerelor? Nu le-aș spune proprii programe, ci aș spune temele mari din programul de guvernare, care fac uneori pentru a servi un obiectiv mai mare sau un principiu mai larg, e nevoie să integrezi proiecte care vin de la multe ministere. Este ceea ce va face Cancelarea de acum încolo. Vă dau un singur exemplu. Un obiectiv asumat, o temă mare asumată la nivelul programului guvernamental, este dezvoltarea economică. Să dau doar un exemplu. Aici sunt două direcții majore pe care vrem să acționăm, și anume să limităm risipa în banul public și să găsim noi resorturi de dezvoltare economică. Pe evitarea risipei intrăm deja pe tematici care țin de Ministerul Economiei, dar țin și de Ministerul Finanțelor, de Ministerul Mediului, de multe ori de administrație în întregul ei, pentru că vorbim de modul în care se fac achiziții publice, de modul în care sunt gestionate participațiile statului în societățile comerciale, de modul în care statul știe sau nu știe care sunt activele imobiliare pe care se poate baza și de care poate beneficia dacă le gestionează de o manieră integrată, altfel decât s-a făcut până acum. Ori astea sunt proiecte și idei și teme care în mod inevitabil adună funcții și competențe de la multe ministere. Și tocmai ăsta este rolul Cancelariei, să preia astfel de teme, să repună în dezbaterea ministerelor, în dezbaterea publică atunci când e cazul, și să acționeze împreună cu ministerele de resort în a se asigura că obiectivul cel mare este atins. Un alt astfel de proiect în legătură cu care Cancelaria Premierului a apărut în discuție este reforma administrativă. Va exista o reformă administrativă? O începeți? O începe acest guvern? În ce stadiu se află ea? Va începe. A fost foarte clar anunțat atât de primul ministru deja din luna decembrie. A fost apoi explicat un pic mai în detaliu de domnul vicepremier Dâncu. Deci e clar că ne vom asuma în acest an un pachet pe reforma administrației. E un pachet pe care noi îl vrem cât mai larg, dar nu în sensul de a avea foarte multe priorități legislative în el, ci de a atinge toate tematicile care sunt relevante pentru modul în care funcționează administrația. Prima temă este funcția publică. Vrem să vedem cum putem regla, acolo unde e cazul, statutul funcției publice, atât din punct de vedere reglementar, legislativ, dar și ca măsuri punctuale de organizare în interiorul administrației, în așa fel încât să ne asigurăm că, din punct de vedere al carierei, funcționarii publici au toate instrumentele la îndemână pentru a-și organiza cariera și a putea performa în spațiul public. Asta este, practic, prioritatea numărul unu acestui pachet. Și pentru asta vom lucra pe absolut toate palierele care țin de funcția publică, de la recrutare până la evaluare și pregătire profesională. Bineînțeles că nu se poate discuta de o reformă a funcției publice fără să discuți și de reforma salarizării. După cum știți, legea salarizării unice, de exemplu, este una din prioritățile Ministerului Muncii, împreună cu alte ministere care vor lucra la pregătirea ei. Dar, din nou, cele două aspecte sunt legate, deci nu se poate vorbi de legea salarizării, nu vom putea avansa în a finaliza pregătirile pe legea salarizării fără a lega criteriile care vor fi, principiile fundamentale care vor susține acea lege, fără a le lega de ceea ce intenționăm să facem pe reașezarea funcției publice. Care e deadline-ul pentru cele două componente ale pachetului? Noi încă lucrăm la fazarea în timp a acestui pachet. Un deadline intern pe care ne l-am impus ar fi să fim gata până în iunie cel târziu, uitându-ne și la posibilitățile pe care le avem de a le discuta cu forțele politice. Deci legea salarizării unice tot pentru iunie va fi? N-aș vrea neapărat să fac această legătură. Cum spuneam, e obligatoriu, e necesar ca principiile din legea salarizării să fie legate, să fie cuplate de celelalte măsuri pe care le pregătim în funcția publică, dar
e posibil ca să apară decalaje între cele două calendare, atâta timp cât, cum spun, principiile sunt bine reglate de la bun început. Deci, v-aș ruga să mai aveți puțină răbdare în ceea ce privește calendarul. Ceea ce noi vrem să facem este să ne asigurăm că, practic, nu decuplăm din punct de vedere al ideilor mari și al structurii pe care vrem să o urmăm, nu decuplăm un element al pachetului de celălalt. În luna noiembrie, premierul Cioloș a anunțat că experți străini vor colabora la realizarea de proceduri, criterii de recrutare și evaluare personalului. S-a creat acest grup de experți străini? Nu încă. Și vă spun și un lucru foarte important pentru noi ca mod de pregătire și nu doar a pachetului pe reforma administrației, ci în general pe toate elementele de strategie pe care intenționăm să le pregătim în acest an. De foarte mult timp România s-a obișnuit să lucreze foarte mult cu experți străini pe proiecte finanțate fie de Banca Mondială, fie de Uniunea Europeană, ceea ce este foarte bine. Și s-a câștigat enorm de multă experiență și s-au obținut rezultate foarte importante. Însă ceea ce cred eu că este important la acest moment în care noi vrem să credem că s-a atins un nivel de maturitate în interiorul administrației suficient încât să putem gândi și noi înșine strategiile care vrem să ne gestioneze sau să ne susțină politicile publice pe care le adoptăm, cred că este foarte important să gândim noi înșine la început ceea ce vrem să facem. Cred eu că există această resursă în interiorul guvernului, există această resursă în administrația românească, motiv pentru care modul de lucru pe care vrem să-l impunem pe aceste pachete de reformă este să ne elaborăm noi întâi principiile cele mai mari care să susțină aceste pachete, să ne fixăm noi întâi pe structura acestor pachete, pe ceea ce noi intenționăm să facem, și abia apoi, punctual, atunci când vom lucra pe o măsură sau alta, să aducem expertiză internațională, dar din nou punctuală, foarte bine orientată pe ceea ce intenționăm să obținem de la acea expertiză internațională. Pentru acest lucru avem deja memorandumul semnat cu Banca Mondială, există deja proiecte în cadrul diverselor programe cu finanțare europeană, s-a discutat inclusiv în plan bilateral, s-a discutat în cadrul visei de la Berlin. E un aspect pe care îl vom discuta și cu președintele francez mâine. Premierul David Cameron și-a oferit expertiza guvernului dumnealui pentru a ne susține pe anumite măsuri sau pe anumite planuri. Dar, din nou, ideea centrală este că intenționăm noi să ne definim practic ceea ce vrem să facem și elementele strategice și apoi să determinăm noi înșine acele elemente punctuale pe care vrem să aducem expertiză străină. Mă întorc puțin la prima parte a acestui pachet mai amplu de reformă legislativă și anume definirea carierei funcționarului public a rolului lui și așa mai departe. Va însemna aceasta și o reformă numerică a angajaților la stat, pentru că, să nu ne ascundem după deget, asta e una din problemele semnalate deseori în dezbaterea publică, faptul că prea multă birocrație, uneori birocrație e dată de legi, aiurea sau implementate aiurea, dar deseori e dată și de oameni care se calcă pe picioare și care refuză uneori înnoirea, informatizarea, de exemplu, care cumva i-ar face să-și piardă joburile. Deci acest pachet va duce sau ar putea duce și la o redefinire a numărului de angajați la stat în România? Să știți că resursa umană este capitalul, cred că cel mai important, dacă nu cel mai important, pe care îl are nu doar o administrație, ci orice fel de organizație, că este ea privată sau publică. Motiv pentru care cred că primul lucru, prima prioritate pe care trebuie să o aibă oricine intenționează să reașeze modul de funcționare al unei organizații sau administrații este să vadă ce vrea să obțină, ce obiective are și cum poate să eficientizeze, modul în care se urmăresc aceste obiective.
dar în același timp să-și maximizeze acel potențial care vine din resursa umană. Deci eu nu aș porni și intenția noastră nu este să pornim cu un obiectiv de a reduce sau de a menține sau de a crește nivelul personalului din administrația centrală sau din alte elemente descentralizate ale administrației publice. Obiectivul, primul nostru obiectiv este de a face o analiză a ceea ce vrem noi să facă administrația centrală. Și cred că asta este foarte important. Ce așteptări are societatea? Ce așteptări are cetățeanul? Deci e limpede că va exista o consultare foarte largă atunci când vom pregăti această parte a pachetului, pentru că de acolo vrem să pornim. Deci ce se așteaptă, ce așteptăm și noi ca guvern de la administrație? Care sunt funcțiile cheie pe care un minister trebuie să le îndeplinească? Care sunt funcțiile cheie pe care o autoritate sau o agenție descentralizată trebuie să le îndeplinească? După ce ne-am fixat aceste funcții, după ce ne-am fixat aceste așteptări, după ce ne-am fixat nivelul de servicii pe care administrația trebuie să le furnizeze cetățeanului, atunci putem să începem analiza pe resursa umană. Și să vedem dacă resursa umană, așa cum este ea, atât din punct de vedere cantitativ cât și calitativ, se pliază pe acele așteptări și pe acele funcții. Doar așa cred eu că se poate face o reformă de substanță, pentru că altfel ar fi doar un element aleatoriu în care s-ar fixa în mod subiectiv, tai sau nu tai, cresc sau mențin, fără a avea un suport de fond a acelor măsuri. Ați amintit mai devreme de agenții guvernamentale și alte instituții aflate în subordine, în coordonarea ministerilor. Ați făcut o analiză la nivelul acestor instituții, câte sunt, câte ar trebui să mai fie, câte ar trebui să dispară și așa mai departe? Am început tot ca model de lucru și pentru a testa cumva folosind centrul guvernului ca exemplu pe care apoi să-l extrapolăm la nivelul întregii administrații centrale. Am început deja această analiză luând agențiile și autoritățile care sunt în subordinea coordonarea cancelariei a primului ministru sau secretarul general al guvernului. Am avut surpriza să găsim, cred, sunt mai mult de 30, cu rațiuni mai mult sau mai puțin întemeiate pentru prezența lor la acest nivel. Suntem acum în plin proces de analiză, care se va finaliza în următoarele 2 săptămâni. Asta este termenul pe care ni l-am dat. Și în această analiză vom determina care sunt motivele, cât de întemeiate, cum spuneam, sunt aceste motive. Și în același timp și un prim început de analiză funcțională pe ceea ce fac aceste agenții, care sunt obiectivele lor și cum își îndeplinesc ele mandatul. Într-un prim pas vom proceda la aducerea acestor agenții acolo unde este cazul și ne vom constata că prin obiectul mandatului lor, locul lor este mai potrivit lângă ministerul al cărui substanță îl reprezintă. Dar în același timp va veni și o fază 2 în care vom analiza și modul în care, nu numai că ele funcționează, dar felul în care politica lor și mandatul lor și competențele lor se pliază pe obiectivele mai largi ale ministerului în subordinarea căruia lucrează. Cu alte cuvinte, rațiunea lor de a exista. Exact. Aveți rezultate preliminare? Vă face ceva să credeți că unele dintre ele sunt complet inutile? Prea devreme să spun. Cum spun, prima fază și anume aceea a aducerilor mai aproape de ministerele care le reprezintă mai bine decât le reprezintă centrul guvernului va avea loc în următoarele 2 săptămâni. Și apoi, împreună cu ministerele de resort, vom proceda la continuarea acestei analize. Programul de guvernare al guvernului Cioloș pe educație prevede introducerea de criterii de evaluare a performanțelor cadrelor didactice. Deja ideea a fost întâmpinată cu reticență de unele sindicate, mai precis FSLI. Care sunt criteriile de performanță sau de evaluare a performanței profesorilor? Ați început această discuție la nivelul guvernului, la nivelul Ministerului Educației, împreună cu Cancelaria? Ar fi o premieră să vedem așa ceva pentru câteva sute de mii de angajați. Acestea sunt detalii, cel puțin cele de învățământ, pe care cred că ar fi mai bine să le discutați cu domnul ministru.
nu sunt eu cel mai în măsură să vă dau aceste lămuriri. Ceea ce cred eu că este important și poate fi spus este că și asta nu neapărat legat de criteriile de performanță la activității profesorilor, ci în general vorbind de criteriile de performanță în, în întreg personalul bugetar, e un element foarte important atunci când discutăm și de legea salarizării, pentru că salarizarea se va plia pe niște paliere profesionale care țin nu doar de competențe și de felul în care aceste competențe sunt, sunt îndeplinite. Dar cum anume? Cum se va face această evaluare? Pentru că, recunosc, la privat există în multe companii metode de a determina eficiența. Cum le veți implementa? Pot fi folosite și la nivel de funcție publică. Deci, dați-mi un exemplu. Pentru un funcționar dintr-o agenție guvernamentală, cum, ce criterii veți găsi? Criteriile sunt, pot fi limpezi dacă obiectivele sunt limpezi. Atâta timp cât fișele postului, să iau doar un prim exemplu, cât fișele de post sunt redactate de o manieră foarte generală, în așa fel încât după un an este imposibil să determin dacă acel funcționar a făcut ceva în mod concret sau nu, nici evaluarea nu poate fi făcută decât la fel de aleatoriu și la fel de general, așa cum e făcută și fișa postului. Și aici vine foarte mult, intervine foarte mult actul managerial al celor care sunt responsabili să gestioneze acea resursă umană, că sunt ei șef de serviciu, că sunt ei director, că sunt secretar general al ministerelor sau alte funcții de management din cadrul altor aparate de stat. Deci e o legătură foarte strânsă între toate aceste elemente. Tocmai de asta spuneam că pachetul mare de reformă și reforma funcției publice nu se poate face decât dacă privim în mod integrat toate aceste elemente. Și deci dacă pornim de la momentul de determinare a atribuțiilor unui funcționar public și dacă acolo în fișa postului acel manager, acel director de compartiment vine și spune în mod foarte clar de la tine, jurist, aștept în acest an să îmi formulez puncte de vedere juridice care să mă ajute pe, să spun, contractele, să spunem că sunt, lucrez în infrastructură. Și în acest an eu vreau să derulez două campanii de achiziții. Tu, consilier, ai în atribuțiile pe acest an să îmi dai toate elementele juridice, deciziile de oportunitate, să-mi pregătești deciziile de oportunitate juridică pe deciziile contractuale sau de achiziții pe care eu vreau să le iau ca și compartiment la acel nivel. Aici, în momentul în care te evaluezi la sfârșitul anului, te evaluezi după modul în care, în mod foarte clar și foarte fără echivoc, ți-am stabilit acele obiective la începutul anului. Aici e clar, teoretic pot fi găsite soluții tehnice pentru această evaluare. Întrebarea mea avea un alt sens. Cum credeți realist că se pot introduce astfel de criterii de evaluare obiective care să fie folosite de șefi, conducători de instituții care sunt de cele mai multe ori numiți politic și care au o puternică componentă politizată sau care politizează puternic acea instituție? Cum credeți că va fi folosit un astfel de instrument de acești oameni care sunt aduși acolo de partide, cu sprijinul partidelor, oameni care de multe ori, fără sprijinul acelor partide, nu ar avea o carieră? Aici aduc din nou elementul de pachet al reformei pe care vrem să o facem, pentru că un alt element important în acest pachet va fi și reglementarea nivelului de politizare în administrație. Știți că asta poate să însemne război cu Parlamentul sau cu partidele politice? Și da și nu. Eu cred că am ajuns la un nivel în care în dezbaterea publică și dacă ne uităm la așteptările societății, atât față de actul guvernamental, cât și față de comportamentul public, politic, al tuturor actorilor publici de pe scena publică, politică din România, cred că e foarte evident pentru toată lumea că se așteaptă ceva foarte concret, o schimbare reală în actul de guvernare, până la urmă, și în felul în care administrația își servește cetățenii și își servește interesele publice. Sau deservește acele interese publice, mai bine spus. Ori, din aceste rațiuni, cred eu că vom putea ajunge la o discuție. Aveți semnale de la partide că vor permite o limitare a puterilor lor? Pentru că, până la urmă, una din puterile, una din instrumentele de seducție a partidelor în teritoriu este oferirea de funcții.
Vor accepta ele de bună voie limitarea acestor puteri? Din nou, nu vreau să speculez comportamentul partidelor politice și felul în care se vor raporta la pachetul de reformă. Ceea ce pot să spun este că este intenția noastră fermă de a ne consulta deja de la momentul de pregătire acestui pachet, de a ne consulta cu toate forțele politice, de a încerca să ne punem argumentele în acea consultare. Și cred eu, din nou, că există o înțelegere foarte, foarte limpede și asumată a nevoii de schimbare în administrație, în actul de administrație, în actul guvernamental, suficient cât să poată exista o discuție reală, obiectivă, pe ceea ce trebuie schimbat. Până la ce nivel ați vedea acum, în pregătirea acestui proiect, până la ce nivel ați vedea limitată influența politicului în numirile din administrație? Eu aș spune că... Sau ce grilă veți aplica? Eu aș spune că mai important decât a discuta acum până la ce nivel și a discuta nu numai acum cu dumneavoastră, ci în general în dezbaterea și în consultările pe care le vom avea, cred că mai important este să ne asigurăm că nivelul pe care îl vom stabili, indiferent care va fi acel nivel, este un nivel asumat. Asumat de toată lumea, asumat deschis, transparent și reglementat ca atare. Pentru că există multe modele în alte administrații naționale, atât în Europa, cât și în alte părți ale lumii, până unde merge nivelul de politizare. Ceea ce e mai important, cum spun, decât linia pe care o tragi într-o structură ierarhică, este să te ții de ea. Astfel încât în așa fel încât să poți fi tras la răspundere după aceea. Exact. Pentru că atâta timp cât se știe foarte clar că până la acest nivel eu vin cu nivelul de politizare și cu numirile politice și îmi asume acele numiri și se știe limpede, există o stabilitate pentru nivelul care vine imediat de sub și care își poate pregăti și care poate lucra la nivel administrativ fără amestecul acelor numiri politice, atunci există elementul de previzibilitate care permite o administrație să funcționeze corect. Atâta timp cât există zone gri, atâta timp cât există o reglementare care spune politizarea vine până aici, dar de fapt eu merg până mai jos, atunci apare acel element de nesiguranță atât în arbitrariu, ceea ce face ca practic administrația să fie de multe ori paralizată sau să nu performeze așa cum ne așteptăm, apar elementele pe care le spuneați, acelea de lipsă de performanță sau de lipsa unei evaluări reale, obiective, concrete pe ceea ce administrația face și în final duce la lipsă de performanță. Evaluarea înalților funcționari publici, în ce stadiu se află ea? A numit premierul comisia care face evaluarea anuală? Nu încă. Luați în calcul schimbarea procedurii de evaluare? Din nou, se leagă foarte, foarte strâns de discuția mai largă pe pachet, de aceea va fi cumva integrată în măsurile pe care le vom lua și le vom gândi în pachetul mai mare de reformă a funcției publice. Deci cumva se va lega și se va integra în acel pachet. Și premierul Cioloș și planul strategic al Ministerului Dezvoltării și Administrației au vorbit sau menționează reînființarea Institutului Național de Administrație. Ați început demersurile pentru înființarea lui sau în ce stadiu e proiectul acesta? E un element care va intra în pachet. Din nou trebuie înțeles, cred eu că e important să setăm un orizont de așteptare pentru acest pachet. El va fi un pachet substanțial, atât în ceea ce privește măsurile pe care le propune, cât și măsurile legislative pe care vor trebui adoptate. Dacă ne uităm la tipologia acestui an, vor fi puține ferestre de oportunitate în care să putem să discutăm aceste legi în Parlament, date fiind cele două cicluri electorale. De aceea, ceea ce noi intenționăm să facem cu acest pachet este, în primul rând, să punem toate elementele în el, să gândim aceste elemente până la nivel de detaliu, pornind de la principiile mari, integrând aceste principii cât mai bine, a veni cu un catalog de măsuri, atât legislative cât și punctuale de politici publice sau măsuri administrative, care sunt necesare îndeplinirea celor obiective din pachet, urmând ca apoi, odată ce ne asigurăm o asumare politică în urma unei consultări cu forțele politice principale din Parlament,
să discutăm împreună cu ele calendarul prin care vom adopta și implementa acele măsuri care sunt în acel pachet. E limpede că nu avem timp în 10 luni să implementăm, să legiferăm toate elementele care vor intra într-un astfel de pachet atât de important cum e cel al reformei administrative. Deci va exista o anumită secvență, da? Da, va exista, deci va exista în primul rând o elaborare a pachetului, da. o consultare cu forțele politice pe acest pachet, tocmai pentru a ne asigura, sperăm noi, că el va putea fi implementat dincolo de plecarea noastră la sfârșitul acestui an. Dar, în același timp, ceea ce vrem să facem este să extragem pe parcursul anului elemente concrete din acel pachet, cum e, de exemplu, și proiectul pilot de la carcerare și SGG, elemente concrete pe care să le putem face și care să demonstreze în mod concret anumite principii fundamentale din pachet. Asta cred că este foarte important. Aceste dovezi, dacă vreți, concrete, că acel pachet poate fi viabil. Luați în calcul asumarea răspunderii, ia guvernul în calcul asumarea răspunderii pe acest pachet sau pe legi care îl compun? Prea devreme să discutăm acest lucru. E o decizie pe care vom lua în momentul în care pachetul va fi gata, în care consultările vor fi finalizate și atunci, în funcție de momentul respectiv și de oportunitățile din jurul acelui moment, vom decide și modalitatea în care să procedăm la implementarea acelui pachet. Trecem la un subiect care anul trecut a ținut de câteva ori capul de afiș, anume Loteria Română, situația de acolo. În urma unor sesizări, compania a intrat în atenția cancelariei. Ați anunțat, sau guvernul a anunțat, măsuri în funcție de evaluări. Ce se întâmplă acolo? Ce ați găsit? Evaluarea este încă în curs. E clar că ceea ce noi am descoperit în momentul când am ajuns aici a fost o decizie relativ recentă, cu puțin timp înaintea investirii acestui guvern, în care loteria fusese trecută, practic, de la Ministerul Finanțelor la Cancelarie. Fusese trecută în coordonarea Oficiului Național al Jocurilor de Noroc. Nu vreau să judec sau să speculez. O decizie stranie la acel moment, pentru că un jucător din piață părea să fie trecut în subordine arbitrului pieței. Arbitrului pieței, da. Tocmai de aceea spun că nu vreau să speculez pe rațiunile acelei decizii. Ceea ce noi facem acum, și aici am solicitat și ajutorul Corpului de Control al primului ministru, este să înțelegem exact ceea ce se întâmplă la Loteria Română, care sunt elementele principale care țin de modul în care performează loteria, să vedem dacă anumite decizii de oportunitate luate în trecut se justifică. Ai precis contractele celebre. Exact. Și în urma acestei evaluări să se decidem ceea ce se va întâmpla. Dar există deja niște rezultate ale controalelor, dacă bine țin minte, de anul trecut. Unele dintre ele au fost preluate și de procurori. Căutați ceva în plus față de ceea ce există? Nu. Cele care au fost preluate de procurori își vor urma cursul, fără doar și poate, și deciziile pe care noi le vom lua vor lua sigur în calcul și cele ce vor fi descoperite în cadrul acelor anchete. Asta e limpede. Ceea ce însă e important de spus și aici, și pentru loterie, vom aplica exact aceeași judecată și același raționament pe care aplicăm și pentru alte agenții sau autorități sau societăți capital de stat care le-am găsit aici în subordinea guvernului, a cancelariei sau a SGE-ului, este să vedem dacă se mai menține în continuare oportunitatea prezenței unei companii cum e loteria aici, în coordonarea, cum am spus, arbitrului pieței. Pentru că orice decizie se ia în legătură cu, nu neapărat cu viitorul loteriei, dar cu modul în care performează loteria, este o decizie de oportunitate economică, deci este o decizie de performanță economică, care nu poate fi luată decât de către Ministerul de Resort, cu specialiștii în Ministerul de Resort, și mai greu atunci când ea este în subordinea arbitrului pieței. Deci, e posibil ca o primă măsură să fie aceea de a aduce loteria acolo unde ea poate fi judecată mai bine. La Ministerul Finanțelor. Și acolo unde analizele pot fi făcute pe indicatori de performanță, pe indicatori economici, financiari, de către cei care sunt în măsură să facă această judecată.
Scandalul Varga, săptămâna trecută, consilierul de stat pe problemele romilor, Dana Varga, a demisionat din guvern, susținând că dumneavoastră ați fi spus că, citez, există prea mulți țigani în guvern. Am încheiat citatul, relatarea Mediafax. I-ați spus acest lucru? Nu. Nu. Ce s-a întâmplat atunci? Un comportament pe care nu vreau să mi-l, nu pot să mi-l explic și nici nu vreau să-l speculez, pentru că este, a fost decizia personală a doamnei Varga să facă acele afirmații și să le pună și în spațiu public. Nu vreau să speculez nici rațiune pentru care a făcut-o. E decizia dumneaei și chiar nu vreau să speculez rațiunea pentru care a făcut-o. Din nou, ceea ce e important de spus este că sper eu că, în mod evident, nu aveam cum să fac astfel de afirmații într-o discuție cu un consilier de stat. Aș adăuga aici și o mică paranteză personală. Lucrez de aproape 20 de ani exclusiv în medii multiculturale, multinaționale, multietnice și deja face parte din ADN-ul meu profesional să fac absolut abstracție de orice ține de naționalitate, etnie, mediu cultural. Și nu vreau să... Nu am cum să mă schimb atât de repede. Din nou, în mod obiectiv, ceea ce s-a întâmplat în acest caz a fost o discuție, zic eu, absolut normală pe care am avut-o cu doamna Varga, așa cum am avut-o cu ceilalți consilieri de stat care nu-și dăduseră demisia odată cu plecarea guvernului, ceea ce de obicei se face, e foarte important de spus, consilierii de stat, consilierii personali, de regulă sunt alegeri foarte personale pentru fiecare prim-ministru. Când am sosit aproape în exclusivitate consilierii de stat și consilierii personale ai fostului prim-ministru, plecaseră deja și depuseseră demisiile, cu puține excepții. Cu acele excepții am avut o discuție, o discuție pe care nu am avut-o personală. Și am spus asta doamnei consilier de la bun început. A fost o discuție pur și simplu obiectivă pe modul în care noi, primul ministru, eu, intenționam să formăm portofoliile consilierilor de stat în noua echipă guvernamentală. În acea discuție i-am explicat doamnei Varga că problematica romilor va fi abordată de un nivel integrat cu problematica sărăciei, mult mai largă, cu problematica incluziunii sociale, acolo unde premierul deja își făcuse opțiunea și numise un alt consilier de stat. Motiv pentru care prezența dumneavoastră în guvern nu mai avea obiect. Reacția doamnei Varga, cel puțin la acel moment, în decembrie, nu a fost deloc cea pe care a avut-o acum. A solicitat un congeniu de odihnă peste sărbători, e timp în care să reflecteze și apoi să-și depună demisia la terminarea concediului. I-am acordat acest concediu. L-a prelungit cu un concediu medical și la finalul acestui concediu m-am pomenit cu demisia pe masă, cu acea formulare scrisă de dumneaei în demisie. Aveți o explicație pentru acest lucru? E alegerea dumneaei. Vorbeați mai devreme de ADN-ul dumneavoastră profesional. Am uitat în declarația de avere și am observat că ați venit de la un salariu, am făcut eu împărțirea în 2014, un salariu lunar de 10.583 de euro lunar la Comisia Europeană. De ce ați venit la un salariu în România de 3.000 de euro? E 3.000 de euro salariul de ministru? Este acum, da. Din vară, de când coordonanța este 3.000, înainte era mai puțin. Dacă nu va pica în Parlament. Dacă nu va pica în Parlament, absolut. Da. Ne asumăm și suntem pregătiți inclusiv pentru această oportunitate, pentru această provocare. Provocare, situație. Da, de mi-a pus mult această întrebare. Am venit pentru că am crezut în acest proiect. Cine va chema? Premierul Cioloș sau altcineva? Premierul Cioloș. Premierul Cioloș și... am crezut foarte mult în acest proiect. După cum spuneam, cumva pe parcursul carierei mele profesionale, indiferent unde a fost ea, din momentul în care am părăsit țara, undeva mă gândeam în permanență dacă se va oferi vreodată posibilitatea ca să pot să revin în țară, să pot să dau ceva înapoi țării. Era ceva care mă măcina în lăuntrul meu de foarte mult timp. Dar eram întotdeauna ținut de
refuzul meu interior de a face compromisuri. Nu m-aș fi regăsit în niciun alt proiect de orice altă natură până acum, tocmai pentru că aș fi simțit că ar fi trebuit să fac anumite compromisuri. Ați mai primit oferte înainte de aceasta? Nu vreau să speculez. Nu, în fine, anumite elemente concrete au mai existat, dar, din nou, ar fi presupus să fac anumite opțiuni politice pe care nu eram pregătit să le fac. Ori, tocmai natura acestui proiect, faptul că este un proiect non-politic, faptul că este un proiect într-un moment crucial pentru România, care, cred eu, poate determina anumite orientări de lungă durată pentru țara mea, e ceea ce m-a atras să vin chiar și cu sacrificiul de natură financiară și cu sacrificiul personal, pentru că sacrificiul personal e poate un pic mai greu de suportat decât cel financiar. În ce sens? Despărțirea de familie? Familia care presupun. A rămas la Bruxelles. Da. V-ați suspendat, ați înghețat postul de la Bruxelles. Ce faceți după terminarea mandatului? Vă întoarceți la Bruxelles sau în instituțiile internaționale? Sau vreți să rămâneți în politica ori administrația din România? Nu, mă voi întoarce la Bruxelles. Familia mă așteaptă, după cum spuneam. Conform statutului funcției publice europene, există această clauză expresă menită să acopere situația în care un funcționar european este numit sau ales într-o funcție publică în administrația națională. Deci există o clauză specifică pentru această situație. Știu că s-a speculat foarte mult și pe această modalitate de suspendare, deci este reglementată în mod expres în statut. Ea încetează automat în momentul în care mandatul încetează, deci pentru mine va înceta automat suspendarea și activarea acestei clauze în momentul în care acest mandat se va termina. Intenționez să mă întorc la Bruxelles și atunci când mă voi întoarce, în funcție de oportunitățile existente la acel moment, am anumite drepturi și beneficii din faptul că vin de pe o poziție de conducere pentru care am dat un concurs și voi merge tot pe poziție de conducere, dar în funcție de disponibilitățile la acel moment. Și o ultimă chestiune. Puteți face o comparație între profilul funcționarului de la Bruxelles sau din instituțiile europene și profilul funcționarului pe care l-ați găsit în Guvernul României? Da, se poate face. În primul rând, cred că e important să arătăm similitudinile. Există? Cred că există. Nu cred. Sunt convins că există și le-am observat. În primul rând, și bune și rele. Bune în sensul de a... Pentru funcționar public, ceea ce e important, dincolo de beneficii bănești sau de altă natură, este obiectivele pentru care lucrează. Cred că interesul public este ceea ce, în mod normal, în cele mai multe cazuri, motivează un funcționar să facă ceea ce face. Capacitatea lui de a face un pas dincolo de ceea ce pot părea elemente punctuale sau subiective sau personale și de a gândi cumva mai larg decât ceea ce ar putea părea, cum am spus, interese personale. Un alt element foarte important pentru un funcționar, indiferent că este la Bruxelles sau aici, și care l-am observat funcționând bine și acolo și aici, este capacitatea de a lucra cumva integrat într-o echipă mai mare, de a se raporta permanent la colegi, la omologi, la interlocutori din alte instituții sau organizații. Și deosebirile? E clar că există, în primul rând, o deosebire de statut, o deosebire de remunerație, care are un impact foarte mare, indiferent de ceea ce am spus, de ceea ce motivează un funcționar. Motivația merge până la un punct, remunerația preia de la acel punct până la un nivel mai mare. Deci nu poate fi comparată administrația europeană cu cea română, pur și simplu pentru că remunerația este atât de diferită. Un alt element care îl observ atât în administrația asta și pe care îl observam și de multe ori mă frustra și pe mine ca manager în Comisia Europeană, este faptul că de multe ori administrația cu bunele
ei, și anume cu felul în care reușește să gândească pentru interesul public, de multe ori e desprinsă de realități. Și un efort pe care administrația trebuie să încerce să-l facă în permanență este să rămână conectată la realități. Realități care nu vin din administrație, ci vin din mediul care înconjoară administrația. Că e mediul privat de business, că e societatea civilă, că sunt cetățenii. Capacitatea administrației de a sta conectată în permanență la aceste realități dă, cred eu, succesul ei și felul în care este percepută de mediul din jurul administrației. Oriceea ce se observă, și un lucru pe care îl observam chiar și la funcționarii europeni, era această deconectare de multe ori de aceste realități și faptul că de multe ori administrația tinde să înceapă să gândească în abstract, făcând abstracție de ceea ce se întâmplă. Ca orice birocrație care începe să se hrănească, și aici să vine, și aici vine rolul liderului, rolul stratului politic, care este foarte important într-o administrație, tocmai pentru a conecta această administrație la acele realități, tocmai pentru a da liniile directoare care să ghideze acțiunea funcționarului, acțiunea administrației. Astea sunt elemente care sunt comune, cum spun. Chiar dacă este o administrație, să spun, mai sofisticată în instituțiile europene, ea are aceleași tare, care țin de modul birocratic în care funcționează, și lucruri pe care, bineînțeles, că le-am observat și aici.